Aș vrea să citesc un singur verset și vă invit să-l citim împreună din Cartea Psalmilor, Psalmul 127, versetul 1. Psalmul 127, versetul 1. Dacă îl putem afișa și pe ecran, ar fi frumos. Dacă l-am găsit, haideți să ne ridicăm, să-l rostim cu toții cu voce tare împreună. Psalmul 127 cu versetul 1. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Good evening și bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la acest moment aniversar, moment de sărbătoare, așa cum s-a spus, deja 44 de ani, cu 2 ani mai mare decât mine. 44 de ani are biserica numărul 1 baptistă din Suceava și 20 de ani de când a fost înființată această clădire și biserica de pe Zamca a coborât mai aproape de centru, aici pe Dragoș Vodă. Și am stat și am făcut calcule și mi-am dat seama că din acești 44 de ani, 37 de ani am fost parte a bisericii. Nu puțini, nici foarte mulți, dar nu pot să mă laud că mi-aduc aminte de acele vremuri când biserica se întâlnea în casa fratelui Mitrofan. Era mult prea mic, poate undeva prin anii 80 sau din anii 80 pot să mi-aduc aminte de anumite lucruri vag, persoane, situații, împrejurări. Și cred că cu ocazia aceasta, când marcăm 44 de ani, 20 de ani, cred că cei mai mulți dintre noi, dacă nu fiecare dintre noi, am depănat niște amintiri, ne-am dus puțin în istorie, ne-am reamintit de ce a făcut Domnul în biserica noastră. Și în seara aceasta nu ne-am adunat să ne felicităm unii pe alții. Și în primul rând ne-am adunat, nu-i așa, să-L felicităm pe Domnul, să-L lăudăm pe Domnul. Domnul bisericii, Cel care a fost suveran peste biserică, peste istoria bisericii și Cel care și-a zidit și continuă să zidească această biserică. Amin? Amin. Spuneam că la ocazie de felul acesta, eu cel puțin m-am dus puțin în istorie, să văd ce mi-aduc aminte, ce mai știu, ce s-a întâmplat, cum s-au derulat lucrurile și e bine că la astfel de momente să ne aducem aminte de propria noastră istorie. Istoria este importantă, de aceea se scriu manuale de istorie. Și trebuie ca să ne asumăm această istorie cu bune și cu mai puțin. Bune, este istoria noastră, este biserica noastră și trebuie să ne acceptăm așa cum suntem. Apoi ne aducem aminte la aceste ocazii de scopul bisericii. De ce a lăsat Dumnezeu o biserică ca aceasta în orașul nostru? De ce? Pentru ca să-i fim mărturie, pentru ca să ne sfințim mai mult împreună, ca să ne pregătim pentru acel loc în care împreună cu toate celelalte biserici vom fi într-o bună zi și să ne aducem aminte într-o zi ca aceasta de destinația bisericii. Destinația bisericii. Și destinația bisericii este o nuntă, dragii mei, ne îndreptăm spre o nuntă, este mireasa mirelui biserica și cu toții dorim să ajungem în acea frumoasă și binecuvântată zi. Seara aceasta aș vrea să continui oarecum gândurile fratelui Adi și să vorbesc, să împărtășesc cu dumneavoastră despre două metafore pe care le folosește Biblia atunci când se referă la biserică. Două imagini.
pe care le folosește cuvântul lui Dumnezeu cu privire la biserică. Și pentru că în seara aceasta avem familiile tinere în slujire, una din metaforele și imaginile potrivite pentru seara aceasta despre care aș vrea să vorbesc este biserica ca familie. Biserica ca și familie. Și la un moment dat Dumnezeu spune: eu sunt tatăl vostru și voi sunteți fiii și fiicele mele. Noi suntem o familie. Și apoi o altă metaforă este aceea a unei case, a unei clădiri. Domnul Iisus spune, voi sunteți, Pavel de fapt spune, voi sunteți clădirea lui Dumnezeu. Așadar, haideți să rămânem la aceste două imagini. Familia și clădirea. Casa. Vrem, nu vrem, mai degrabă vrem, suntem frați și surori. Și mi-aduc aminte, pe vremea când eram pe Zamca, mama noastră, sora Mihăluță, ea era cea care ne deschidea biserica, ea era cea care ne încălzea biserica, ea era cea care ne punea lemne pe foc, ca noi să putem să ne închinăm și să ne adunăm în condiții frumoase. Eram ca o familie. Mi-aduc aminte, într-o iarnă, când mi-am rupt piciorul și n-am putut să ajung la biserică, tocmai sus pe Zamca, fratele meu, Puiu Grigore, m-a tras cu sania din centru, de acolo, de lângă Tătăraș, până pe Zamca. Un frate adevărat, nu-i așa? Nu mai spun ce s-a întâmplat la întoarcere, coborând spre casă. O familie. Mi-aduc aminte de fratele nostru mai mare, Cornel Chibici. Pardon, Cornel Bucaciuc, la el mă gândesc. Cornel Bucaciuc a fost un frate mai mare decât noi, cei de vârsta mea atunci, și el a avut pe inimă ca să ne adune la un moment dat, să ne adune de pe la balcon, de prin cireșul din curtea bisericii, vă amintiți, de la magazinul din fața bisericii, să ne adune și să ne pună în față un portativ, să ne pună în mână o mandolină, un penel, și a făcut muzicanți din noi. Așa se face într-o familie. Mi-aduc aminte de fratele Hanganu, atunci când ne pregătea masa, când se construia această clădire, cu toții alergam la oala cu mâncare, era fratele nostru cel mai mare care ne purta de grijă. Așa cum spunea fratele Adi, bunicul, fratele Bodnariuc, la sfârșit scutura nucul și bucuria era mare. Biserica este ca o familie, suntem frați și surori. Dar tot ca în familie, tot ca în familie, mai sunt și neînțelegeri, mai sunt și supărări, mai sunt și răni, mai sunt și probleme, și ca și biserică trebuie să ne asumăm această istorie. Este a noastră. Și Dumnezeu a fost suveran peste biserica noastră și trebuie să recunoaștem și, dacă reușim, chiar să reparăm acele greșeli care au fost făcute în istoria bisericii noastre. Dar revin la imaginea aceasta a familiei și spuneam și duminică după masă în biserica Betleem, ne uitam în jurul nostru, ne uităm la știrile pe care le citim, la evenimentele pe care le parcurgem, și nu e o noutate, nu e o surpriză faptul că familia, în primul rând, și apoi, prin urmare, în mod indirect, biserica este din ce în ce mai asediată. Familia este din ce în ce mai atacată, mai apostrofată, mai intimidată. Și în felul acesta și biserica lui Dumnezeu este atacată. M-am uitat în Sfânta Scriptură la câteva imagini în care am văzut niște cetăți. Așa cum familia și biserica este o cetate, este o construcție, este o casă care este atacată, m-am dus cu gândul în primul rând la cetatea Ierusalimului.
O cetate în care Domnul Iisus a intrat triumfător și a vrut să fie domnul acelei cetăți, să fie împăratul acelei cetăți, să binecuvânteze acea cetate. Dar pentru că acea cetate nu l-a recunoscut pe Domnul Iisus ca Mesia, ca Fiul lui Dumnezeu, ca Mântuitorul lor, Domnul Iisus a făcut o profeție cu privire la acea cetate și acea profeție s-a întâmplat întocmai, și anume că n-a rămas din Ierusalim piatră pe piatră. A fost asediată, a fost atacată și a fost distrusă și a fost făcută una cu pământul. O altă cetate care a fost asediată a fost cetatea Babilonului, pe vremea lui Belșațar, o cetate de necucerit, o cetate invincibilă. Și totuși, într-o noapte, când Belșațar chefuia și se distra, Dumnezeu i-a scris pe zidul cetății, pe zidul încăperii, numărat, numărat, cântărit și împărțit, și acolo a fost sfârșitul. Cetatea a fost asediată, a fost atacată și a fost distrusă. Probabil mulți dintre noi cunoașteți istoria zidului chinezesc, un zid care e atât de mare, atât de lung, încât se vede chiar din spațiu. Un zid care a fost construit tocmai ca să apere poporul chinezesc de atacurile popoarelor dușmane. Și un zid care a durat mult timp ca să fie construit. Și după ani de zile, după trudă, după muncă, după vieți sacrificate, zidul acesta a fost construit. Și chinezii și-au spus, de acum nu ne mai cucerește nimeni. Suntem o cetate de necucerit. Și istoria ne amintește că n-a trecut foarte mult de la finalizarea construcției acestui mare zid, că dușmanii au venit din nou și au intrat din nou și au cucerit și au distrus din nou poporul chinez. N-au dărâmat zidurile, n-au escaladat zidurile, au intrat direct pe poartă. Au găsit acolo un paznic pe care l-au mituit și au intrat direct și acolo și-au avut sfârșitul mulți dintre chinezi. Mă gândesc la cetatea noastră de scaun de aici, de lângă noi. O cetate pe care o avem ca și mărturie a istoriei unui popor. Și ne amintim, nu e greu să ne imaginăm, nu e așa, și mai ales acum mai nou, când avem toate aceste spectacole medievale, cum pe vremea lui Ștefan, pe vremea domnitorilor acestei cetăți, veneau vrăjmașii, veneau dușmanii, veneau oștirile inamice. Și cetatea era sub asediu, cetatea era atacată și poate uneori a fost distrusă, a fost reconstruită. Biserica, familia, dragii mei, este în zilele noastre parcă mai atacată decât oricând. Mi-aduc aminte când această clădire a fost construită și mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte. Așa a îngăduit Domnul, am ajuns să fiu paznic al acestei clădiri în timp ce se construia. Eram încă în liceu sau tocmai terminasem liceul și fratele Alexa n-a găsit pe altcineva mai bun care să păzească această clădire decât pe mine. Și zidurile nu erau înălțate, stăteam acolo lângă ușă, citeam, mă rugam, meditam și așa treceau nopțile. Până într-o noapte, când la un moment dat a trebuit să mă sustrag pentru câteva minute, pentru o perioadă, am lăsat pe altcineva în locul meu, era cineva care de fapt dormea aici în biserică la vremea aceea, locuia, și pentru că era urgență, a trebuit să-mi rezolv niște probleme, a trebuit să plec. Și probabil că, sper să nu regret să spun lucrul acesta în public, dar în lipsa mea au dat hoții. Și când m-am întors, fratele care fusese aici a spus, Cătălin, ce s-a întâmplat aici în lipsa ta, nici nu vrei să-ți imaginezi. A doua zi, ca
un bun paznic, am raportat fratelui Alexa și din următoarea zi au găsit un alt paznic, mai bun decât mine. Demisia a venit din partea mea. Dar am folosit această situație și această ilustrație ca să înțelegem mai bine ce spune acest verset din Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul și dacă nu păzește Domnul o biserică, dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cei ce zidesc și cei ce o păzesc. Și aș vrea foarte pe scurt să ne uităm la acest verset, ne uităm la istoria bisericii noastre și să ne întrebăm oare când păzește Domnul o biserică? Când zidește Domnul o biserică? Și am spus la început că Domnul a zidit și continuă să zidească biserica Lui de aici, din locul acesta. Dar e bine, la un astfel de moment aniversar, să ne amintim oare cum și când și de ce zidește Domnul o familie, o biserică, o păzește și continuă să o zidească. În primul rând, și nu mă laud că sunt constructor, nu sunt zidar, nu sunt mare ziditor, dar probabil cei care vă pricepeți la lucrul acesta puteți să spuneți mai multe despre subiectul acesta. Dar eu mă gândesc că Dumnezeu se angajează să zidească o cetate, o familie, o clădire, o biserică, atunci când temelia este pusă de El, nu de altcineva. Nu știu câți frați constructori se riscă și se aventurează să construiască o casă pe o temelie pusă de altcineva. Poate că se poate, și sigur că se poate, dar e mai de dorit, nu e așa, ca temelia să o pui tu, pentru că știi ce ai lucrat acolo. Și frații care au săpat și au lucrat la temelia acestei clădiri, știu cât au muncit și știu că au făcut o treabă sănătoasă. Și Dumnezeu, când vrea să zidească o familie, El vrea ca temelia să fie pusă de El. Atunci când Dumnezeu vrea să zidească o biserică, El vrea ca temelia să fie pusă de El. Dumnezeu nu vrea să construiască pe alte temelii. Singura temelie pe care se zidește o biserică, nu-i așa, dragii mei, este Cuvântul lui Dumnezeu. Este Evanghelia, sunt rugăciunile sfinților, postul, închinarea, dragostea de cuvânt, dragostea de părtășie. Aceasta este temelia și singura temelie pe care Domnul construiește. Domnul Iisus vorbește despre acea casă zidită pe stâncă, pe o temelie puternică, și atunci când vin ploile, vânturile, șuvoaiele, casa aceea, biserica aceea rămâne în picioare. Dar dacă casa aceea, familia aceea, biserica aceea e construită pe nisip, pe o temelie șubredă, o temelie poate care în termenii noștri ar fi ambiții personale, orgolii, mândrii, intenții umane. Va veni ploaia, va veni furtuna, vor veni șuvoaiele și acea casă va fi dărâmată. Mi-aduc aminte luna trecută, dacă nu greșesc, am avut aici în Suceava și în întreaga țară un cutremur. Era undeva la ora 2 spre dimineață, stăteam în pat, aproape adormit și am simțit cum se scutură dulapul. Și apoi am început să văd că se scutură și patul. La etajul 4 simți foarte bine aceste seisme. Și Paula, speriată, ce se întâmplă, stai liniștită, avem un bloc bine construit, temelia e puternică, nu avem de ce să ne temem, dormim în continuare. Am spus o scurtă rugăciune și ne-am culcat mai departe. Cineva, spre deosebire de situația noastră, spunea: măi, a fost cutremurul acela atât de lung încât am început să mă rog, am terminat de rugat și cutremurul tot continua. În istoria unei biserici, în istoria unei familii,
vin cu tremure, vin valuri, vin furtuni. Dar atunci când temelia este pusă de Domnul și nu de tine, nu de alții, nu de noi, nu de altcineva, atunci suntem în siguranță. Și Domnul păzește și continuă să zidească acea biserică. În al doilea rând, când păzește și când zidește Domnul o familie, o biserică? Atunci când materialele de construcție sunt alese de Domnul. Și iarăși mă uit la frații constructori din biserică și îi întreb dacă nu e așa. Așa este. Ce zidar, ce constructor ar alege să construiască cu niște materiale pe care nu le cunoaște, pe care nu le-a probat, pe care nu le-a experimentat până atunci? Familia este construită, zidită și păzită și binecuvântată de Dumnezeu atunci când materialele le alege Domnul. Când soțul și soția vin împreună la altar pentru că Domnul i-a ales să fie împreună. Când frații și surorile unei biserici vin împreună să înființeze o biserică pentru că Domnul i-a adus împreună. La fel cum Domnul a ales materialele pentru construcția corăbiei lui Noe, tot așa Hristos își zidește biserica cu materialele pe care le alege El. Mi-aduc aminte când a venit la un moment dat sus pe Zamca primul camion cu calaburi. Erați unii dintre dumneavoastră acolo, eu eram mic și nu ne împingeam noi la descărcat calaburi, vă amintiți? Nu veneam cu mare drag la descărcat calaburi. Și pentru că eram mai puțini, unii dintre frați mai șugubăți au dat niște telefoane și îi anunțau pe ceilalți frați care lipseau că a venit un tir cu ajutoare. Și haideți repede la descărcat. Și frații au alergat și au venit și când au văzut un loc de ajutoare calaburi, au fost ei dezamăgiți, dar nici să plece acasă n-au mai putut. Și au rămas la descărcat împreună cu noi. Dar imaginați-vă dumneavoastră că am fi construit această biserică cu ajutoare. Biserica, ca și clădire, se construiește din pietre, din clădiri, din calaburi, din cărămizi. Și biserica vie a Domnului Iisus, suntem noi pietrele vii, cei pe care Domnul ne-a chemat să fim materialele de construcții pentru această biserică. Ne-a modelat, pe unii ne-a șlefuit, pe unii ne-a cioplit ca să ne potrivim acolo în clădirea bisericii, în congregația bisericii. Ne-a completat, ne-a făcut să ne completăm unii pe alții. Și Domnul ne cheamă să rămânem împreună acolo unde Domnul ne-a așezat. Și ce ne ține împreună? Ce ține pietrele vii împreună ale unei biserici? Temelia solidă, relația dintre frați, ziditorul, cel care ne zidește, Cuvântul lui Dumnezeu, dragostea, lucrurile acestea sunt cele care ne țin împreună. Așadar, o temelie sănătoasă în familiile noastre, o temelie sănătoasă în bisericile noastre, materiale sănătoase și nu în ultimul rând, și cu aceasta vreau să închei. Dumnezeu, dragii mei, binecuvântează o biserică și o familie atunci când acea familie și acea biserică este proprietatea Lui. El deține cheile. El ia deciziile. El e persoana cea mai importantă în acea casă. El e stăpânul. El hotărăște. El este prioritatea numărul unu în acea biserică și în acea familie. Dumnezeu binecuvântează o astfel de casă atunci când tot ce se face în acea casă se face spre slava și onoarea numelui Său. Vă amintiți turnul Babel atunci când a fost construit? De ce l-au construit oamenii? Spre slava Domnului?
să-și facă ei un nume, să vadă lumea ce tari sunt ei, ce puternici sunt ei. Și Domnul le-a încurcat limbile și le-a zăbovit lucrarea. Pe de altă parte, zidurile Ierusalimului pe vremea lui Neemia zăceau dărâmate și era onoarea lui Dumnezeu în joc, era cinstea lui Dumnezeu în loc, slava lui Dumnezeu era în loc. Și atunci Neemia, cu lacrimi de pocăință, cu durere, cu smerenie, cu post și, cu rugăciune, a ridicat zidurile Ierusalimului. De ce? Spre slava lui Dumnezeu, nu spre onoarea lui, nu spre reputația lui, nu spre imaginea lui, ci spre onoarea și slava lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus spune la un moment dat că noi suntem ca o cetate sus pe munte, în văzul tuturor. Și pentru că suntem în văzul tuturor, haideți să facem fapte bune, ca oamenii văzând faptele noastre bune, ce să facă? Să ne laude pe noi? Să-L slăvească și să-L glorifice pe Dumnezeu. Amin. Domnul să ne ajute ca să ne bucurăm de acest moment aniversar, să-I mulțumim Domnului că El până aici a fost cu noi, să ne încredințăm în brațul Domnului și să știm că El este nu doar Ebenezer, El este și Jehova Ire, Cel care va purta de grijă, dar în același timp să nu uităm că temelia noastră trebuie să fie întotdeauna solidă. Noi suntem în mâna Domnului și El ne prelucrează ca materiale pentru a construi și a clădi biserica Lui. Și nu uităm ca întotdeauna Lui să-I dăm toată slava, gloria și cinstea în veci. Amin. Amin.